Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video. Haideți să facem astăzi o etalare interactivă cu tema ce vă împiedică să fiți fericiți în relația pe care o aveți. Voi face 3 etalări. Am să am rugămintea să vă alegeți un număr de la 1 la 3. Dacă aveți probleme în a alege, puteți să opriți videoul și să-l reporniți în momentul în care v-ați hotărât la unul dintre aceste numere. Bun, haideți să începem cu etalarea numărul 1. Ce vă împiedică să fiți fericiți în relația care o aveți? Bun. Ce vă împiedică să fiți fericiți în relația pe care o aveți la etalarea numărul 1, mai exact, este furia. O stare de furie permanentă, probabil că în relația pe care o aveți s-au întâmplat foarte multe lucruri, mai exact partenerul sau partenera a greșit foarte mult, poate că v-a înșelat sau poate v-a trădat sau poate v-a înșelat așteptările. Văd foarte multă suferință în sufletul vostru, foarte multe lacrimi. O stare permanentă de furie, de dorința de a vă răzbuna, dorința de a vă certa în permanență cu partenerul sau cu partenera. Acesta este unul dintre lucrurile care vă împiedică să fiți fericiți în relația pe care o aveți. În același timp mai există respingere din partea dumneavoastră față de partener și această carte este legată de prima carte și anume... și anume faptul că voi v-ați pus un scut, v-ați pus un zid, v-ați creat un zid datorită faptului că ați suferit foarte mult în această relație și nu mai puteți avea încredere în partener sau în parteneră. Și acest lucru v-a făcut să vă ridicați o protecție în fața acestuia pentru a nu mai fi dezamăgit sau dezamăgite. În același timp, în multe dintre situații, ce vă împiedică să fiți fericiți în relația pe care o aveți, poate să semnifice anumite traume din copilărie, anumite lucruri pe care le-ați trăit, anumite suferințe pe care le-ați avut, anumite probleme emoționale pe care nu le-ați depășit. Mai există o carte care mai spune că sunteți influențați negativ de către cineva, poate cineva din familia voastră sau poate cineva dintre prietenii voștri, cineva care vă influențează, cum vedeți această carte, Luna, cineva care vă influențează negativ, niște energii negative, poate fi vorba despre... anumite lucruri oculte, dar în același timp poate fi vorba despre cineva care vă dă sfaturi greșite. Însă acest lucru, din câte văd, vă afectează foarte, foarte tare în relația pe care o aveți. În multe dintre situații la etalarea numărul 1 este posibil să fiți în momentul de față despărțiți. Iar ce vă împiedică, mai este un lucru ce vă împiedică să fiți fericiți în relația aceasta, este faptul că voi nu vreți să renunțați la orgoliu, la ambiție, nu vreți să lăsați de la voi niciun pic. În multe dintre situații este posibil ca această persoană să încerce să vorbească cu voi și să nu reușească datorită faptului că v-a spus un zid și nu acceptați să mai ascultați această persoană de niciun fel. Bun. Aceasta a fost etalarea numărul 1. Haideți să trecem la etalarea numărul 2. Ce vă împiedică să fiți fericiți în relația voastră? În multe dintre situații, la etalarea numărul 2, poate fi vorba despre faptul că voi sunteți căsătoriți sau implicați într-o altă relație sau persoana de care ați întrebat este căsătorită sau implicată într-o altă relație. În primul rând, la voi, văd faptul că vă împiedică să fiți fericiți anumite lucruri care v-au făcut o suferință foarte mare în copilărie.
sau în adolescență. Poate fi vorba despre o relație care v-a marcat foarte tare, v-a lăsat cu anumite lucruri ca și neîncrederea în voi, stimă de sine scăzută, nu vă puteți, ca să spun așa, deschide în fața actualului partener sau actualei partenere datorită faptului că aveți probleme cu încrederea de sine, anumite complexe, anumite stări emoționale destul de rele. Bun, și în același timp, cum am spus, poate fi vorba despre o a treia persoană. Poate să fie la voi sau poate să fie la partener sau la parteneră, cineva care pe care îl vedeți o piedică, mai exact. În același timp, ce vă mai împiedică să fiți fericiți este o persoană foarte autoritară. Poate fi partenera sau partenerul persoanei de care ați întrebat, o persoană care se impune foarte mult, o persoană care poate fi chiar mama partenerului sau a partenerei, o persoană care manipulează foarte mult această persoană sau poate fi chiar la voi, care mama sau o prietenă sau o soră care vă manipulează foarte mult. Bun. Mai văd o situație în care foarte mulți dintre voi suferiți de depresii, suferiți de anxietate, suferiți de lucruri negative care vă afectează pe voi. Văd că la etalarea numărul 2, foarte mulți dintre voi ați avut o problemă în trecut cu o relație care v-a marcat foarte tare. O relație care a fost destul de toxică, o relație negativă pentru voi. Poate că s-a și terminat cum nu v-ați fi dorit să se termine și v-a lăsat un gust amar. Văd la foarte mulți dintre voi de foarte mulți ani având o traumă, ca să spun așa, n-ați reușit, ați rămas marcați, n-ați reușit să treceți peste acel moment sau n-ați reușit să treceți peste anumite sentimente care încă revin. Bun, cum am mai spus, poate fi vorba despre a treia persoană. În multe dintre situații poate fi vorba despre faptul că a treia persoană, mai exact poate fi vorba la voi sau poate fi vorba la partener sau la parteneră, se ocupă cu lucruri oculte. Pe lângă manipulare și autoritate se poate ocupa cu lucruri oculte. Și mai există o situație, dar doar pentru unii dintre voi, în care suferiți de anumite, ca să spun așa, probleme emoționale grave sau anumite persoane sunteți chiar bolnave sau suferiți de o afecțiune, dar în special văd o problemă emoțională care vă împiedică să fiți cu persoana pe care o iubiți. În multe dintre situații, ca și mesaj primesc că multe dintre situații la etalarea numărul 2 este posibil să fiți la distanță unul față de celălalt și distanța să fie o problemă în a fi fericiți cu persoana pe care o iubiți. Bun, aceasta a fost și etalarea numărul 2. Haideți să trecem și la ultima etalare, la etalarea numărul 3. Ce vă împiedică să fiți fericiți cu persoana în relația, cu persoana sau în relația pe care o aveți? Bun. La etalarea numărul 3, văd o situație în care, ca și la etalarea numărul 1, cumva etalarea numărul 3, în multe dintre situații, parcă ar fi o continuare la cei care ați ales etalarea numărul 1, furie, suferință, cred că mulți dintre voi sunteți despărțiți în momentul de față, cred că despărțiți definitiv, sau cel puțin așa considerați voi că sunteți despărțiți definitiv, văd foarte multă suferință la voi. Mulți dintre voi, ca și mesaj, mi se transmite că mulți dintre voi la etalarea numărul 3 ați pierdut o persoană dragă care a trecut în neființă. Cumva acest lucru v-a marcat foarte tare și poate mulți dintre voi care ați întrebat de partenerul stabil sau de... de partenerul sau partenera stabilă cu care sunteți căsătoriți sau într-o relație de foarte mult timp, văd că ați pierdut pe cineva drag care v-a
făcut să suferiți foarte tare, o situație care v-a făcut să suferiți foarte tare și cumva v-ați închis în voi. Mai văd la etalarea numărul 3 o situație în care ați fost înșelați sau înșelate, iar acest lucru v-a făcut să vă închideți în voi. Faptul că nu mai reușiți să vă... Am și spus, este ca o continuare la etalarea numărul 1. Nu mai reușiți să vă deschideți în fața partenerului sau a partenerei, cumva v-ați închis în voi, nu mai reușiți să comunicați. Comunicarea în special este foarte grea, înțelegerea este foarte grea în relația voastră. Faptul că aveți senzația și impresia că partenerul sau partenera nu vă înțelege și că este inutil să vorbiți cu acesta, deși este doar o falsă impresie pe care o aveți, pentru că văd în multe dintre situații că partenerul sau partenera de-abia vă așteaptă ca voi să reușiți să vă deschideți, să comunicați cu el sau cu ea, să-i spuneți mai exact ce suferință aveți în suflet. În cazul în care ați fost înșelat sau înșelate, văd cumva că păstrați această durere în suflet, dar ați vrut cumva să faceți un compromis, să mergeți mai departe cu această relație, chiar dacă nu ați reușit să treceți peste moment, și cumva nu vreți să mai redeschideți acest capitol, deși ar fi foarte indicat pentru voi să vorbiți cu partenerul sau cu partenera voastră, pentru că este un lucru care vă macină foarte tare și vă poate duce relația la sfârșit pentru cei care încă sunteți împreună. Absența comunicării acestui lucru duce la sfârșirea relației voastre pentru că țineți o suferință foarte mare în suflet. Și la mulți dintre voi va veni momentul în care veți pur și simplu veți exploda și momentul ăla poate veți reacționa atât de urât încât relația se va finaliza. Bun, mulți dintre voi, din câte văd aici, este posibil, în special pentru cei care sunteți despărțiți, dar este posibil la etalarea numărul 3 să mai existe situația în care să aveți de-a face cu o persoană care este implicată într-o altă relație sau cel puțin, dacă este partenerul sau partenera voastră stabilă, o persoană care v-a înșelat cu altcineva, asta v-a creat o foarte mare suferință în suflet și cumva simțiți o rivalitate cu a treia persoană, simțiți o rivalitate și o dorință foarte mare de răzbunare. Bun, și la etalarea numărul 3 văd ca și la etalarea numărul 1 o dorință de răzbunare. Ca și sfat pentru etalarea numărul 3, cumva voi și partenerul vostru ați devenit, sunteți ca într-o competiție. Aveți senzația, cel puțin, că sunteți ca într-o competiție. Care este mai bun, care este mai orgolios, care este mai ambițios. Cumva ca să funcționeze această relație, să continue sau să vă împăcați pentru cei care sunteți despărțiți, trebuie să lăsați puțin de la voi. Pentru că această persoană chiar vă iubește și el sau ea suferă pentru greșeala care a făcut-o și își dorește să vă comunice acest lucru, dar cumva simt la etalarea numărul 3 că nu-i dați voie. Bun, aceasta a fost și etalarea numărul 3. Acesta a fost videoul de astăzi interactiv. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.